Vă rog acum, scumpii mei, să vă ridicați în picioare doar pentru câteva clipe. Vreau să citesc din Biblie un text scurt, la fel ca predica pe care o voi rosti, și anume din Marcu, capitolul 28. Iertați-mă, Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Încă o dată, Matei, capitolul 28, 19 și 20. Sunt ultimile două versete din cea mai lungă Evanghelie a Noului Testament. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Mulțumesc frumos! Stimată Biserica Domnului Iisus, cred că duminica trecută vă aminteam faptul că am în inimă o predică care se naște în perioada aceasta și se naște din durerea pe care o experimentează un creștin și mai ales un slujitor, uitându-ne la situația, la vremea în care noi trăim. În felul acesta m-am gândit la o predică pe care am intitulat-o Evanghelizarea lumii sau secularizarea bisericii. Predica aceasta însă nu este o predică, ci este un ciclu de cel puțin 2-3 predici, și în seara aceasta o să spun câte ceva despre prima parte din titlul ăsta, respectiv Evanghelizarea bisericii, însă o să introduc predica mea spunându-vă că Dumnezeu a încredințat bisericii responsabilitatea să evanghelizeze lumea. Aceasta este o misiune pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii. A pus-o în mâna bisericii, a pus-o pe umerii bisericii, a pus-o în inima bisericii. Amin? Noi toți știm că este biblică afirmația aceasta. Dumnezeu a încredințat bisericii misiunea să evanghelizeze lumea. Însă Satana a încredințat lumii misiunea să secularizeze biserica. Satana a încredințat lumii misiunea să păgânizeze biserica, să desacralizeze biserica, să o facă firească, lumească, modernă. Cine va câștiga? Va câștiga biserica, pentru că Dumnezeu este de partea ei. Aș vrea să vorbesc puțin despre evanghelizarea lumii. Sigur că titlul este extrem de îndrăzneț, însă despre asta vreau să vorbesc. Încep spunându-vă că biserica mondială presupune totalitatea bisericilor locale, aceasta e o biserică locală, de pe tot pământul, într-un moment dat, de pildă acum. În cei 2000 de ani de istorie creștină, de când Iisus a venit pe pământ prin întrupare, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, nu a fost niciun moment în istorie când toate bisericile locale au avut același nivel spiritual și aceeași poziție spirituală. Sunt unele biserici pierdute, iar altele sunt pline de foc și de călăuzirea lui Dumnezeu. De exemplu, în generația noastră, cele mai multe biserici din vestul Europei sunt secularizate cu totul. Acceptă preoți care sunt homosexuali, nu fac nicio diferență între unul și altul, nu mă refer la faptul că există vreun om care n-ar trebui să vină la biserică. Toți oamenii trebuie să vină la biserică. Dar atunci când vorbim despre biserică, trebuie să acceptăm că biserica are un manual. Și manualul acesta nu-i scris de mine. Eu am 55 de ani, dar cartea aceasta are 2000 de ani. Și în cartea aceasta, Dumnezeu spune cum ar trebui să fie un slujitor al Evangheliei. La asta mă refer când am spus ce am spus. Multe biserici din Statele Unite sunt în situația asta.
De cealaltă parte, cele mai multe biserici din Africa, din Asia, unele din anumite țări din Biserica Latină sunt în foc. Martirajul, sărăcia, lipsurile, amenințarea, prigonirea fac din ei ce am fost noi odată sub Ceaușescu. Poate mai mult decât atât. Dacă activitatea de evangelizare a bisericilor locale este diferită de la o zonă la alta, trebuie să acceptăm că acțiunea de secularizare a lumii este integrală. Nu toate bisericile evangelizează la fel, unele nu evangelizează deloc. Dramatic de multe, dureros de multe, inimaginabil de multe, inexplicabil de multe. Însă toată lumea este implicată în secularizarea bisericii, simțindu-se împuternicită să misioneze pentru ca să secularizeze biserica. Ați observat că Illinoisul este unul dintre cele două state din America, California și Illinois, care au dat legi cu privire la învățământ, legi care afectează educația copiilor, educație care trebuie să implice în mod explicit lucruri care nu sunt de vârsta lor. Aduceți un copil aici de 5 ani, nu, e numai un exemplu retoric, aduceți un copil aici de 5 ani și haideți să vorbim cu el despre lucruri intime. Pricepe el ceva la 5 ani, mai ales care pe mână tot internetul, dar 5 ani rămân 5 ani. E necopt. Nu-i de el. Încă nu-i de el. Dacă va ajunge mare, va fi de el. Dar ce să faci cu un copil de 5 ani? De ce să-i spui lucrurile astea? De ce să-l împovărezi? El nu le poate gestiona. Va avea mari probleme. Știți cât de mulți dintre ei vor fi bolnavi la cap? Știți câți dintre ei vor trăi într-o depresie teribilă? O să asistăm la fenomene îngrozitoare în următorii 10, 20, 30 de ani. Nu știu când se întoarce Domnul. La modul general, Biserica Mondială este sub asediul secularizării lumii. Nu știu dacă lumea este sub asediul evangelizării bisericii, la fel de mult cum biserica este sub asediul secularizării lumii. Să nu vă supărați că îndrăznesc să divulg adevărul. Lumea este foarte consecventă cu intenția de a seculariza biserica. Are la dispoziție foarte mulți bani, oameni care au putere, drept de vot, oameni de știință și nu sunt decât 3, maxim 4% din populația globului. 3-4% din populația globului conduc 96-97% din populația globului. Puteți să-mi spuneți cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Permiteți-mi mie, fiindcă toți sunt la microfon, să încerc un răspuns. Prin organizare, printr-o organizare foarte bună, prin acapararea pozițiilor care conduc lumea, învățământul este plin de oameni care gândesc în termeni ăștia. Noi ne-am retras. Am crezut că ne pierdem pocăința dacă ne ducem acolo. Prin prezența în politică, noi ne-am retras. Am crezut că nu e de competența noastră. Prin prezența în conducerea orașelor, a instituțiilor, noi ne-am retras. Am crezut că treaba noastră e să stăm în biserică. Și în timp ce stăteam în biserică, ne-am dat seama că alți oameni diferiți de noi, care văd viața diferit, într-un mod calificat de noi vulgar, dau legi care ne afectează copiii. Și am întrebat, de ce vă permite să faceți asta? Și ei ne-au răspuns, pentru că așa vedem noi viața. Și dintr-o dată, oameni care nu cred în Dumnezeu, care nu iubesc Scriptura și care pe noi ne disprețuiesc, cel puțin ne disprețuiesc, sunt în poziția să dea legi pentru noi și copiii noștri. Este aproape prea târziu să mai facem ceva din punct de vedere omenesc, însă Dumnezeu conduce istoria, nu noi. Însă ceea ce vreau să vă spun este că nu știu dacă biserica evangelizează cu atâta pasiune, organizare și implicare de resurse precum lumea secularizează biserica, punând presiune pe ea. Ne intimidează, ne amenință,
Ne dau afară din serviciu, ne închid business-urile, ne interzic să mai folosim cărți care vorbesc de familie, ne obligă să ne retragem copiii de la școală și din cursurile despre sexologie. Nu mai avem voie să-i luăm din cursurile acestea. Sunt obligați copiii noștri să participe, iar noi în calitate de părinți n-avem dreptul să-i retragem. O grămadă de drepturi oamenii ăștia le-au câștigat cu organizare, cu metode la care lucrează de aproximativ 300 de ani. Poate vi se pare ciudat, 300 de ani. Însă în generația noastră, în mod vizibil, își ating scopul. Ce face biserica? Aș vrea să vă spun ceva, frați creștini. Cea mai bună armă de apărare în fața invaziei lumii ca să ne secularizeze, adică să ne păgânizeze, să ne transforme în atei, chiar dacă mai venim la biserică. Cea mai bună armă de apărare este atacul. Cea mai bună armă de apărare este evangelizarea. Într-un singur fel, biserica poate să atace, evangelizând, predicând Evanghelia. Așa a făcut Pavel și Europa a devenit creștină. Așa a făcut Pavel și Europa a devenit creștină. Și în timp ce făcea asta, s-a uitat la oamenii din vremea lui și a spus: vai de mine dacă nu fac asta! Vai de mine dacă nu mi-asum riscurile să fac asta! Știți cum a murit? Evangelizând. Îi trebuia un cojoc de iarnă, îi trebuia o carte cu coperți din piele, îi trebuia niște prieteni, niște tovarăși de slujbă și n-a avut nimic din toate astea. A murit într-o pușcărie din Italia, după ce a făcut 3 mari călătorii misionare, care au durat 2000 de ani pentru ca Europa să fie creștină. Noi suntem mulți, însă ne-am pierdut pasiunea. Noi suntem mulți, dar ne-am pierdut viziunea. Noi suntem mulți, dar avem o problemă de confort și comoditate. Noi suntem mulți, dar ne-am pierdut focul. Vreau să vă spun că cea mai puternică armă de apărare este să evangelizăm. Să vorbim despre Iisus într-o lume unde nu mai avem dreptul să vorbim despre El. Pentru că lumea, cea mai importantă armă a lumii a fost să ia religia creștină din domeniul public și să o înghesuie în domeniul privat. Veniți aici în biserică și faceți ce vreți, dar să nu mai evangelizați pe încă unul din lume. Aici vorbiți despre Iisus, închiși aici în încăperea asta. Dar tot ce faceți e privat. N-aveți dreptul în public să vorbiți nimic. Ei au dreptul în public să-și fluture steagurile multicolore. Religia noastră trebuie înghesuită în privat, nu în public. Pavel a fost bătut pentru că și-a permis să o spună în public. Știți lucrul ăsta, nu? Știți că de câteva ori a fost atât de bătut încât au crezut că au murit. Știți că de multe ori a fost închis pentru că a predicat în public? Și cezarii din vremea lui îl lăsau să predice într-o casă? Nu era problemă, dar să nu predice în piață. Știți unde au predicat apostolii? Să nu vă supărați pe mine când îndrăznesc să vă spun. În piață. Au avut o obsesie. Ăsta se numește sindromul centrului orașului. S-a dus acolo unde erau dregătorii, unde erau capetele luminate, unde erau oamenii care conduceau orașul. A vrut să influențeze pe ei. A vrut să le dea de gândit. A vrut să le ofere o alternativă la păgânismul și destrăbălarea în care trăiau. Apostolii n-au acceptat să predice în privat Evanghelia. Ei au înțeles că nici Iisus n-au acceptat-o. Mai țineți minte că au vrut să-L arunce în prăpastie de pe sprânceana muntelui și a scăpat ca prin minune, încă nu era vremea? Mai țineți minte că s-au ținut după El și au vrut să-L ucidă și până la urmă au reușit, dar El a murit la împlinirea vremii? Fraților, nu trebuie să acceptăm să predicăm Evanghelia în privat, deși și privatul e un mod de a predica Evanghelia. Trebuie să predicăm Evanghelia în public, trebuie să o predicăm cu gura și trebuie să o predicăm cu sfințenia proprie, cu stilul de viață, cu prioritățile și convingerile pe care le avem, cu modul în care am ales să trăim.
imitându-L pe Hristos, care a uimit în generația lui. Fraților, nu acceptați să închidem creștinismul într-o baxă privată. Hristos, care a întemeiat creștinismul, n-a acceptat asta. El a ieșit în public. O lua din sud, Florida, Texas, Arizona, și mergea până în nord, în Wisconsin, în Seattle. O lua din sud, din Iudeea, trecea prin Samaria, se ducea până în nord, în Galileea, și se întorcea. Și peste tot predica pe apă, din barcă, predica pe o câmpie întinsă, predica în sinagogă, predica în templu, predica peste tot. E adevărat că a predicat puțin, pentru că nu trăiești mult când faci asta. Să-mi permit să vă întreb, vreți să dați o viață lungă fără să predicați Evanghelia? Invers, vreți să dați o viață probabil mai scurtă sau cu riscul de a fi mai scurtă predicând Evanghelia, pe o viață mai lungă, întorcându-i spatele lui Dumnezeu și călcându-vă în picioare chemarea pe care ați primit-o să predicați în public despre Iisus? Ascultați-mă, frații mei, cărămida asta nu se va pocăi niciodată, oricât de mult aș predica eu despre Iisus. Iar dumneavoastră toți ați putea să stați în această seară fără predica mea, pentru că sunteți bine cum sunteți. Însă afară, în țara aceasta, sunt 350 de milioane, eu nu știu câți dintre ei sunt mântuiți, n-am competență să vă spun, însă foarte mulți dintre oamenii ăștia ar trebui să audă o singură predică. Îmi veți spune, au radio, au televiziune, au internet, aveți dreptate. Un singur lucru n-au motivație. Așteptăm să vină la noi să ne ascultă predica, nu vor veni. Hristos n-a așteptat să vină nimeni la el. Apostolul Pavel n-a așteptat să vină nimeni la el. Știți că am dreptate, fraților. Petru, când a ieșit în piață, n-a așteptat nimeni să vină la el. El s-a dus la ei și a fost bătut pentru obrăznicia de a vorbi în public și de a pune într-un raport de inferioritate pe idolii păgâni. Dar Petru a acceptat să fie bătut, a acceptat să fie băgat în închisoare, a acceptat chiar să fie ucis, doar pentru a-și păstra dreptul să predice în public. Recunoaștem că ne e frică? Recunoaștem că ne întrebăm cine ne plătește datoria la bancă dacă pe noi ne închid și ne omoară? Numai la bani ne gândim și numai la case. La împărăția lui Dumnezeu ne putem gândi un pic? La misiunea pe care am primit-o? La exemplul celui care s-a făcut om, dezbrăcându-se de dumnezeire ca să ne dea un exemplu? Mandatul nostru este să predicăm în public. Mandatul nostru este să predicăm în public. Așa a făcut cel care a format creștinismul, inițiatorul credinței noastre. Așa au făcut apostolii pe care îi dăm drept exemple. Așa au făcut martirii, de aceea i-au omorât. Nu i-au omorât că au fost ascultători. I-au omorât pentru că nu s-au subordonat ca să nu predice Evanghelia în public. Acesta a fost păcatul lor. Este și păcatul nostru? Dacă nu, de ce? De frică? De frica cui? Și ce pierdem? Cântările noastre sunt pline de jertfă. Cântările noastre sunt pline de dedicare pentru Dumnezeu. Chiar dacă ne-ar omorâ, chiar dacă îl slujim pe Dumnezeu. Ascultați-mă, poporul Domnului. Lumea este acum într-o expansiune fără precedent. Niciodată n-a fost ca acum. Întotdeauna au fost păcate. Întotdeauna au fost perversiuni. Întotdeauna. Biblia este plină de exemple, însă niciodată omenirea n-a fost obligată prin lege de judecători ca oamenii care nu acceptă stilul ăsta de viață să fie obligați să-l accepte și să accepte că și-au pierdut dreptul să mai vorbească despre cel care a creat oameni pe pământ și despre cel care a murit ca să-i mântuiască. Numai lașitatea, o frică nesănătoasă și alte posibile fenomene asemănătoare cu acesta sau cu acestea ne pot face pe noi să nu zicem nimic de Iisus în locul unde sunt oameni care nu-L cunosc, în timp ce venim aici și rostim predici la oameni care deja-L cunosc pe Dumnezeu
Știu, avem copiii aceștia pe care trebuie să evangelizăm. Știu, avem biserica aceasta pe care trebuie să o zidim și suntem responsabili de ea. Dar dacă unul dintre noi sau toți odată murim, mergem în cer pentru că deja suntem mântuiți. Dar dacă oamenii din lume mor, merg în iad pentru că încă nu sunt mântuiți. Cine le va duce Evanghelia că nu mai avem voie să predicăm în public? Cine le va duce Evanghelia? Nu mai avem voie să predicăm în public. Cine? Pavel întreabă retoric, cum se vor pocăi dacă nu aud Biblia, cuvântul, Evanghelia? Trebuie să se ducă predicatorii, dar cine va predica? Pentru că suntem oameni ocupați. O generație de oameni ocupați. Ocupați cu ce? Poporul lui Dumnezeu. Atât de mult mi-aș dori să nu vă ascundeți de cuvintele astea pe care vi le spun. Nu pentru că eu sunt singurul care cunosc adevărul. Știu că dumneavoastră gândiți la fel ca mine. Pentru că suntem călăuziți de același Duh și de aceeași carte. Însă trebuie să acceptați faptul că supunerea aceasta a noastră și acceptarea ca să ne închidem gura și să nu mai vorbim de singurul lucru pe care ar trebui să-l predicăm toată ziua dovedește lașitate și trădarea misiunii pe care am primit-o. Nu știu cât timp mai putem predica, dar trebuie să predicăm. Iar dacă vom fi sancționați, pedepsiți, persecutați, închiși, nu îndrăznesc să spun uciși că mi se pare că întrecem măsura, dar dacă va fi să plătim într-un fel, apostolii spuneau, am primit harul să. Să nu credeți că sunt un om curajos. Nu sunt deloc un om curajos. Însă mă gândesc că Domnul mi-a spus să mă duc. Credeți că îmi permit să mă întorc cu fața înspre El și să mă uit în ochii Lui, care scapara focului, și să-i spun, nu pot să mă duc, că mi-e frică. Nu pot să mă duc, că n-am timp și n-am bani. El îmi va spune, trebuie să ai încredere în mine. În cer și pe pământ eu-s Dumnezeu. Eu voi fi cu voi până la sfârșit. Eu voi fi cu voi până la sfârșit. Stimată Biserica Domnului Iisus, dacă despre ceva trebuie să predicăm, trebuie să predicăm despre talentul îngropat, adică despre evangelizarea pe care am îngropat-o. Nu vă supărați pe mine, aproape am îngropat-o. Suntem gata să punem pământ pe ea. E adevărat că prin harul Domnului avem câteva proiecte. Participăm într-o mică măsură la evangelizarea din România, din Kenya, din... Nu-mi vin acum două, trei țări în minte unde au mers câțiva dintre ai noștri. Însă, frații mei, noi avem un potențial mare. Noi trebuie să ne resimțim responsabili de faptul că Domnul ne-a trimis. Când a plecat, s-a uitat la noi și ne-a spus următorul lucru. Duceți-vă. Duceți-vă în toată lumea. Învățați-i. Nu învățați-i, asta e intelectual, învățați-i să păzească. Adică mentorați-i până practică. Botezați-i. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Ascultați-mă, frații mei, trebuie să ne simțim responsabili. Nu eu vă trimit, cine sunt eu? Pe toți ne trimite Domnul, Stăpânul care ne-a mântuit. El are drept asupra sufletelor noastre. Acceptați faptul că puteți să auziți mâine dimineață că eu am murit? Sigur că da. O să mor într-o zi. La vârsta asta la ce să mă aștept? Ce credeți? Că dumneavoastră o să vă găsiți alt păstor într-o săptămână? Sunt o grămadă de păstori în lumea asta. Biserica funcționează la fel de bine fără mine. Poate mai bine. Însă până mor, credeți că pot să mă uit la chemarea asta și să nu-mi pese? Credeți că pot să am liniște? Credeți că nu mă interesează? Credeți că nu mă simt frustrat? Vă chem în această seară să vă gândiți la lucrurile astea, pentru că și dumneavoastră aveți același stăpân ca și mine. Lăsați-mă să mai spun o dată în încheiere. El ne-a spus la toți, duceți-vă. Fiecare cum putem,
fiecare unde putem, fiecare cât putem, dar trebuie să participăm, este treaba noastră. Altfel ne vor înghiți musulmanii și LGBT-ul. Ne vom seculariza, ne vor încuia aici în biserică și ne vom predica unul la altul până când lumea aceasta se va urca în capul nostru și vom rămâne 3-4 creștini. Nu ne putem permite în generația noastră să dăm atât de tare înapoi. Întotdeauna am să spun despre lucrurile astea atâta timp cât o să mai vreți să mă ascultați. Este treaba noastră. El ne-a cerut să facem asta. Nu putem să ne prefacem că n-am auzit, nici că nu știm, nici că nu vrem, nici că n-avem timp. Este treaba noastră. Frații mei, aveți bani? Aveți timp? Aveți resurse? Aveți o cântare? Aveți o predică? Aveți o săptămână liberă? Trebuie neapărat să folosim resursele astea și să predicăm lumii Evanghelia. În felul acesta mulți se vor trezi, oamenii nu se trezesc pentru că n-aud Evanghelia, pentru că nu sunt confruntați, pentru că nu văd un model. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne gândim la lucrurile acestea.